Tragedie pe un drum din Botoșani, un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit, iar alți patru au fost grav răniți după ce autoturismul în care se aflau a ajuns pe marginea drumului. Șoferul mașinii a pierdut controlul volanului, a intrat într-un cap de pod și s-a oprit abia în curtea unui localnic. Niciunul dintre tinerii nu a vrut să spună cine conducea, iar acum polițiștii încearcă să afle cine era la volan. Tragedia s-a produs pe drumul ce leagă localitățile Mihăileni de Cândești. Un autoturism rula cu viteză pe șoseaua din localitate la miezul nopții. În mașină se aflau 5 tineri cu vârste între 18 și 22 de ani. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului și mașina a lovit un cap de pod. Ulterior, a ricoșat într-un alt autoturism parcat pe marginea drumului, iar apoi a rupt gardul unei locuințe. Mașina s-a răsturnat și a aterizat în curtea unui localnic. Al doilea vehicul a fost proiectat la câțiva metri pe mijlocul șoselei, mașina fiind distrusă complet în partea din spate. La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de descarcerare și două ambulanțe din alte județe. Salvatorii au găsit numai 4 dintre cei 5 tineri. Unul dintre ei a fugit acasă în stare de șoc, iar părinții au fost cei care au sunat imediat la 112. Însă pentru unul dintre pasageri, un băiat în vârstă de 21 de ani, medicii nu au mai putut face nimic și au constatat decesul. Alți doi au fost și ei duși la spital, iar unul a refuzat îngrijiri de specialitate. Polițiștii au demarat imediat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Oamenii legii trebuie să stabilească acum și cine se afla la volan, pentru că tinerii din mașină ascundeau acest lucru inițial. Cele două autoturisme transformate în mormane de fiare au fost preluate de o platformă și transportate pentru expertiză criminalistică.